Bun găsit la Link News, sunt Andrei Groșanu, iată principalele titluri ale zilei. România este țara cu care turiștii și expații se înțeleg cel mai ușor, dar la nivel politic a mai apărut un stat care nu ne vrea în Schengen. Azi însă este o zi specială, deoarece în lume se sărbătorește Ziua Mondială a Televiziunii. Rămâneți cu noi la Link News. Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Televiziunii. Televiziunea reprezintă o inovație esențială pentru umanitate în aceeași categorie cu tiparul, radioul și internetul. Este un instrument puternic de informare, educare și influențarea opiniei și a comportamentului privitorilor. Ziua Mondială a Televiziunii este sărbătorită începând cu anul 1996 la inițiativa Organizației Națiunilor Unite. Ziua Mondială a Televiziunii nu este o celebrare a dispozitivului în sine, ci mai degrabă a filozofiei pe care o reprezintă, una a transparenței problemelor din întreaga lume. Prima transmisiune televizată a avut loc în Statele Unite ale Americii în după-amiaza zilei de 30 aprilie 1939. Cu ocazia inaugurării expoziției mondiale de la New York, nu a avut sunet, iar imaginea era alb-negru. La început, telespectatorii se îmbrăcau frumos în fața ecranului, convinși că pot fi și ei văzuți și încercau să interacționeze cu personajele. Astăzi, în peste 1 miliard de locuințe din toată lumea, există cel puțin un televizor și circa 61% din populația lumii urmărește programele TV, iar în țări ca Statele Unite, Japonia și Marea Britanie, rata de penetrare a televiziunii este de 95%. La 20 iulie 1969, circa 530 de milioane de oameni au urmărit live primul pas făcut de om pe lună, adică 14% din populația de atunci a lumii. La 29 iulie 1981, nunta lui Charles, pe atunci prinț de Wales, cu Lady Diana Spencer, a avut o audiență globală de 750 de milioane de telespectatori în 74 de țări, iar la 6 septembrie 1997, la funeraliile prințesei Diana, s-au uitat în direct 2 miliarde de oameni din întreaga lume. Între 8 și 24 august 2008, la Jocurile Olimpice de la Beijing, s-au uitat în total 4,7 miliarde de oameni, adică 70% din populația lumii de atunci. La 20 de ani, de la apariția Netscape IPO, 10 ani de la nașterea YouTube, la 5 ani după primul iPad și după ce streamingul a crescut vertiginos în popularitate, nu s-a reușit detronarea televiziunii, deși în 2014 numărul telespectatorilor a fost egalat de cel al oamenilor activi pe Facebook. În țara noastră, prima transmisie a televiziunii publice a avut loc la 31 decembrie 1956. Instituția televiziunii primea rolul de serviciu public și avea obligații în ceea ce privește educarea și informarea cetățenilor. La fel ca jocurile video sau internetul, televiziunea creează dependențe puternice care, spun studiile, nu diferă în niciun fel de adicțiile la substanțe chimice. Televiziunea aduce chiar și obezitatea, nu doar în rândul adulților, dar și copiilor. Are un impact negativ și asupra psihicului, iar la copii lăsați să se uite la programe violente sau erotice, duce la comportamente agresive sau maturizare precoce. Uitatul la televizor variază foarte puțin în funcție de educație și volumul de timp consacrat televiziunii este egal cu cel alocat muncii, aproximativ 39 de miliarde de ore. Scriitorul Umberto Eco declara sec: televiziunea îi face inteligenți pe indivizii care nu au acces la cultură și îi tâmpește pe cei care se cred cultivați. Creatorul de benzi desenate, Filip Gheluc, afirma: violența la televizor te îndeamnă să spargi totul în jur, cu excepția, din păcate, a televizorului însuși. Austria spune clar nu extinderii Schengen în acest moment. Ministrul de Interne a venit cu precizări detaliate într-un interviu la televiziunea publică austriacă. Dacă vrea să-și mențină șansele aderării în acest an, România are de clarificat situația cu 3 țări care se opun sau au rezerve: Olanda, Austria și Suedia. Austria amplifică mesajul împotriva extinderii spațiului Schengen cu România, Bulgaria și Croația. Într-un interviu acordat televiziunii publice austriece, ministrul de interne de la Viena a spus, printre altele, că sistemul frontierelor externe nu funcționează. Prin urmare, în calitate de ministru de interne, mă pronunț pentru un clar nu aici, pentru că așa cum este sistemul acum, a eșuat. Acum avem controle la frontierele interne în aproape toate țările europene, ceea ce nu a fost ideea inițială, a precizat ministrul de la Viena. Fostul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, consideră inexplicabilă poziția Austriei după evaluarea Comisiei Europene, care a apreciat că România îndeplinește condițiile pentru a deveni stat membru Schengen. El afirmă că ministrii Justiției și de Interne trebuie să fie categorici în dialogul cu Viena pe acest subiect, dar și cu Olanda și Suedia. Pe 8 decembrie, Consiliul ar urma să dea un vot în privința extinderii spațiului Schengen. Decizia se ia cu unanimitate.
Primăria Municipiului București a lansat o propunere pentru implementarea unui tarif unic de parcare de 5 lei pe oră în toate parcările, indiferent de zonă. Această propunere a fost prima dată vehiculată în spațiul public în luna septembrie, la aproximativ o lună de la celebra revoluție a parcărilor. Asta pentru că mulți bucureșteni s-au plâns de tarifele mari pe unele zone. Din cauza acestora, bucureștenii au ales să lase parcările goale și să-și parcheze mașina în mod neregulamentar. Acum, primăria cheamă bucureștenii, dar și riveranii interesați de acest lucru, la o dezbatere publică ce va avea loc mâine de la ora 12 la Arcub, strada Lipscani, numărul 8490, dar și online, pentru a-și exprima opinia cu privire la propunerea de înființare a unei singure zone și a unui singur tarif, de 5 lei pe oră. Un al doilea proiect de hotărâre ce va fi dezbătut prevede utilizarea gratuită a parcărilor municipale pentru mașinile cu emisii zero de carbon înmatriculate în București. Pentru ca beneficiarii să poată utiliza aceste parcări, ei trebuie să se înregistreze în registrul informatic al autoturismelor cu emisii zero de carbon, ținut de operatorul Serviciului Public de Administrare a Parcajelor. Întâlnirea de dezbatere publică se va transmite și online prin intermediul platformei de videoconferință WebEx. Alte două proiecte ce vor fi puse în dezbatere publică vizează parcarea gratuită pentru jurnaliștii acreditați, dar și extinderea competenței operatorului Serviciului Public de Administrare a Parcărilor pentru a ridica mașinile parcate neregulamentar pe partea carosabilă. Nicolae Ciucă, președintele PNL, a susținut vineri la Sighetul Marmației un discurs programatic în fața liberalilor, vorbind despre schimbări doctrinare și un proiect de țară. E primul discurs cu caracter prezidențiabil al lui Ciucă, cu jumătate de an înainte de a-și pierde poziția de premier în favoarea PSD la rotativa din luna mai 2023. Ciucă a propus ca program de țară o scurtătură spre viitor. În opinia sa, România trebuie să o ia pe scurtătură ca să ajungă țările din Occident. În mod paradoxal, Ciucă critică chiar unul dintre programele emblematice ale PNL, respectiv construirea de noi conducte de gaze în sate și comune. Noi vorbim despre extinderea rețelei de gaz în timp ce lumea merge deja în altă direcție, imaginând noi resurse de energie, a precizat premierul. Președintele PNL susține că scurtătura spre viitor înseamnă că trebuie să construim autostrăzi digitale în paralel cu cele rutiere, iar liantul trebuie să fie dezvoltarea cercetării și inovării în toate domeniile. Premierul Ciucă, care numai departe de 2018 declara niciodată nu vei face politică, a cerut în discursul său de la Sighetul Marmației o redefinire ideologică a PNL. Liberalismul economic al secolelor 19 și 20 nu mai poate oferi soluții adecvate pentru actualul context. De exemplu, statul minimal nu mai poate fi o soluție de actualitate pentru conjunctura actuală. În încheiere, Ciucă a declarat: doresc să fac un apel simplu, un apel de a privi cu optimism, optimismul acela moderat, așezat, echilibrat, spre viitor și să avem încredere că prin noi înșine este mai valabil ca oricând. Potrivit unui clasament realizat de platforma de învățare a limbilor străine Preply, România ocupă primul loc în topul țărilor din Europa pentru turiști și expați în ceea ce privește modalitatea de a naviga din punct de vedere lingvistic. Preply a analizat limbile vorbite în aceste țări din Europa, accentele și dialectele native ale fiecărei țări și cât de bine este vorbită limba engleză, precum și costul mediu al unei lecții de limbă. Irlanda ocupă locul al doilea în topul celor mai puțin dificile limbi, urmată de Portugalia și Serbia, care se află pe locul al treilea. Pe de altă parte, locurile cele mai dificile sunt Cehia, Elveția și Franța. În același timp, țara cu cea mai mare varietate de accente și dialecte, 70 în total, este Olanda. În fruntea clasamentului se află România. România are cel mai mic număr de accente sau dialecte, doar 3, Muntenia, Moldova și Banat. În plus, deși România se situează la un nivel mediu în ceea ce privește limba engleză vorbită de populație, lecțiile de limbă română sunt destul de accesibile, în medie 13 lire sterline sau 15 euro, situându-se pe locul al treilea în topul celor mai ieftine țări. Serbia oferă lecții de limbi străine mai ieftine, o medie de 16 lire sterline sau 19 euro, iar aici se vorbesc două limbi oficiale, sârba, primară și albaneza. Cehia ocupă primul loc în
topul celor mai dificile țări în ceea ce privește obstacolele lingvistice. Lecțiile private de limbi străine pot costa în medie 63 de lire sterline și deși în această țară este înregistrată o singură limbă, ceha, în Cehia se vorbesc în total 26 de dialecte și accente. Franța și Elveția completează topul celor mai dificile trei țări. Franța posedă unul dintre cele mai mici scoruri privind limba engleză și numără 40 de dialecte și accente regionale unice. Elveția înregistrează 4 limbi oficiale diferite, germană, franceză, italiană și romanș. Și de asemenea, țara ocupă un loc slab în ceea ce privește scorul de cunoaștere a limbii engleze. Mai mult de jumătate dintre copiii din comunitățile dezavantajate spun că profesorii le cer bani pentru fondul clasei ca să ia diverse materiale, relevă un sondaj realizat de World Vision România, care amintește că legea educației și Constituția prevăd că accesul la învățământ este gratuit și obligatoriu. O treime dintre copii susțin că în clasa lor profesorii discriminează elevii în baza capacității intelectuale, a aspectului fizic, a religiei, îmbrăcăminții sau dizabilității, în timp ce 45% susțin că sunt colegi care discriminează alți elevi. Fundația World Vision România anunță într-un comunicat transmis vineri demararea campaniei Autorități la Sat, prin care încurajează politicienii și alți reprezentanți ai autorităților statului să meargă în comunitățile vulnerabile, decidenții putând astfel să identifice direct nevoile elevilor și apoi să promoveze măsuri prin care să protejeze drepturile tuturor copiilor. Cercetarea mai relevă că 70% dintre copii afirmă că profesorii le cer să aducă bani de acasă pentru culegeri și alte caiete speciale cu exerciții de lucru, iar 51% spun că li se cer bani și pentru fondul clasei, ca să cumpere materiale pentru desfășurarea orelor, topuri de hârtie și marcare, bureți, cretă. Mai mult de 4 din 10 dintre elevii respondenți au arătat că nu au fost consultați anul trecut nici măcar o dată de către profesori referitor la predarea și evaluarea din clasă, în timp ce 28% spun că li s-a cerut doar o singură dată feedback în anul școlar trecut. Drepturile copilului, stipulate în Convenția ONU pentru Drepturile Copilului și alte acorduri internaționale, cât și în legislația națională, sunt încălcate zi de zi în rândul copiilor din România, situația fiind cu atât mai gravă în comunitățile vulnerabile, se arată în comunicatul World Vision România. Primele garnituri ale trenului metropolitan promis de Nicu Șordan ar urma să iasă pe traseu abia la finalul anului 2023. Într-o primă etapă, proiectul va cuprinde 4 rute: București Nord, Scroviștea, București Nord, Obor, București Nord, București Vest și București Vest, Obor. Primele trenuri pe rutele București Nord-Scroviștea și București Nord-Obor ar urma să circule la finalul anului următor. Până la finalul anului 2026, trenurile vor circula și până la București Vest, iar călătorii vor putea ajunge în 40 de minute din Militari până la Obor. Singura problemă este la trecerile la nivel cu cale ferată, unde este barieră, de exemplu pe Petrican și Andronache, unde timpul cu bariera lăsată se va dubla, numărul de trenuri care trec pe acolo fiind dublu după introducerea trenului metropolitan. Ce înseamnă asta pentru traficul din zonă? Deocamdată nimeni nu știe. Prima linie de tren metropolitan deja funcționează, deși nu a fost făcută de Primăria Capitalei. Este vorba despre linia Gara de Nord, Aeroportul Otopeni, care oprește și în Mogoșoaia. Pe acest model urmând să fie și celelalte 4 rute. Pe această rută sunt 72 de trenuri pe zi, 36 într-o direcție, 36 în sens invers, operate de 2 operatori, unul național și încă unul privat. Din cele 4 rute, prima pe care va circula trenul metropolitan este București Nord-Scroviștea. Linia există, însă sunt doar câteva stații pe parcursul ei, iar în cadrul proiectului vor fi înființate noi stații, iar trenul va opri aici. Practic va face legătura între Gara de Nord, Pajura, Chitila, Mogoșoaia, Buftea, Periș și Scroviștea. Astfel, cei care stau în Periș sau Buftea în circa jumătate de oră vor putea ajunge în centrul Bucureștiului. În ceea ce privește rutele București Nord-Obor, București Nord-București Vest, București Vest-Obor, prima rută pe care vor circula trenurile este București Nord-Obor. Biletele pentru aceste trenuri vor fi integrate cu mijloacele de transport ale STB și metrou. Cea mai mare problemă în calea trenului metropolitan rămâne însă faptul că Bucureștiul nu are pasaje la intersecțiile cu cale ferată, astfel că de fiecare dată când va trece trenul și se va lăsa bariera, se vor forma cozi impresionante de mașini. În a doua etapă, trenul metropolitan ar putea fi extins pe toată centura feroviară a capitalei și o bună parte din localitățile din jurul Bucureștiului ar putea fi conectate astfel cu centrul orașului. Pentru cea de-a doua fază, care cuprinde și o linie nouă spre Balotești, investiția se ridică la circa 1 miliard de euro. Comisia Europeană a aprobat joi 17 noiembrie o schemă de ajutoare în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro notificată de România pentru sprijinirea întreprinderilor din toate sectoarele în contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, conform unui comunicat de presă al executivului comunitar.
Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar de criză pentru ajutoarele de stat, recunoscându-se astfel faptul că economia Uniunii Europene se confruntă cu perturbări grave. Prin această schemă, în valoare de 500 de milioane de euro, România se va asigura că întreprinderile care au nevoie de lichidități, în special cele mari consumatoare de energie, vor dispune în continuare de lichidități suficiente, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene, Margrethe Vestager. În cadrul schemei care va fi administrată de Banca de Dezvoltare a României, deținută în proporție de 95% de statul român, ajutorul va fi acordat sub formă de garanții pentru împrumuturi și împrumuturi subvenționate. Având în vedere gradul ridicat de incertitudine economică cauzat de situația geopolitică actuală, schema urmărește să asigure faptul că întreprinderile afectate dispun de suficiente lichidități. De aceste măsuri vor putea beneficia întreprinderile mici și mijlocii, cu o cifră de afacere anuală de peste 4 milioane de euro, și întreprinderile mari din toate sectoarele, cu unele excepții, cum ar fi jocurile de noroc și pariurile, asigurările, activitățile imobiliare, distribuția și comerțul cu energie și combustibil. Vor fi de asemenea excluse instituțiile financiare și de credit. Comisia a concluzionat că schema de ajutoare acordată de România este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în condițiile prevăzute în cadrul temporar de criză. Un ordin de ministru va reglementa accesul vizitatorilor în spitale. Documentul, aflat acum în Transparență Publică, e menit să clarifice regulile privind vizitele după regimul strict din pandemie. Astfel, durata vizitelor se scurtează de la 60 la 30 de minute, cu doar 15 minute în timpul epidemiilor. În saloanele cu 3 paturi poate fi vizitat un singur pacient în același timp, iar vizitatorii trebuie să poarte echipament de protecție asigurat de spital. O altă noutate prevede ca spitalul să comunice un cod fiecărui pacient internat, care transmite codul celor apropiați. Aceștia vor primi informații la telefon despre starea pacientului numai după ce confirmă codul. În plus, spitalul trebuie să dea familiei în cel mult 2 ore informațiile legate de medicul curant, secția și salonul unde se află pacientul, dar și numărul de telefon, de unde se pot obține informații despre starea lui. Noile reglementări sunt menite să relaxeze regimul vizitelor, dar și să țină seama de lecțiile din pandemie, spune ministrul Sănătății. Documentul e binevenit, spun reprezentanții pacienților, dar poate fi îmbunătățit. Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, a declarat că cei mici au dreptul să-și vadă părinții și nu pot fi izolați de aceste persoane. Ordinul de ministru se află în transparență decizională pe site-ul Ministerului Sănătății până pe 26 noiembrie. Un bloc social pentru tinerii orfani ce ies din sistemul de protecție va fi realizat în area sectorului 6. Administrația publică a anunțat proiectul printr-o postare făcută pe Facebook. Pentru a veni în ajutorul tinerilor fără familii care abia ce părăsesc centrele DGASPC la vârsta de 18 ani, primăria sectorului 6 a decis să construiască un bloc social pentru aceștia. Trebuie să le oferim un acoperiș deasupra capului, nu-i putem abandona. Copiii fără părinți se fac mari și au nevoie de noi toți pentru a porni singuri în viață, a transmis primăria sectorului 6. Proiectul de finanțare a fost depus încă din primăvara acestui an, dar abia pe 16 noiembrie a fost aprobat, astfel că administrația publică va beneficia de aproape 16 milioane de lei pentru ridicarea acestor locuințe. Blocul dedicat tinerilor fără adăpost va fi eficient energetic, dotat cu panouri solare și cu sisteme inteligente. Administrația publică a anunțat că blocul se va afla pe strada Constantin Marinescu, numărul 6. Pentru a putea locui în aceste apartamente, tinerii fără familie vor trebui să plătească doar un preț modic, care să acopere costurile de funcționare ale blocului. În rest, atribuirea locuințelor se va face în mod gratuit. Proiectul a fost realizat de Direcția Generală Dezvoltare Logică, Digitalizare, Proiecte cu fonduri externe. Aceasta face parte din programul integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 pentru perioada 2021-2030. Primăria sectorului 6 a anunțat că, după cum arată statisticile, în următorii 3 ani, 80 de tineri ce fac parte din sistemul de protecție vor împlini 18 ani. Pescarii din Delta Dunării vor dezvoltarea pescaturismului, activitate economică ce le-ar permite să obțină venituri suplimentare din practicarea meseriei tradiționale, și susțin că au diplome obținute în pescaturism în urma unor schimburi de experiență realizate în statele europene, acte pe care nu le folosesc. Vicepreședintele Federației Organizațiilor Producătorilor de Pește din Delta Dunării, Cătălin Balaban, a declarat că în urmă cu câțiva ani, printr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană, mai mulți pescari din Delta au fost în Italia, Spania și Suedia, unde au văzut ce înseamnă pescaturismul pentru locuitorii zonelor înconjurate de ape. Această activitate dă plus valoare pescuitului tradițional și este firesc și pentru natură să iei embarcațiunea cu un motor mic, să mergi cu turistul să vadă uneltele de pescuit, cum se capturează peștele, iar peștele proaspăt să fie luat acasă și să fie gătit împreună cu turistul.
specialiștii, a menționat Balaban. Pescaturismul a fost lansat în România în anul 2014 de Asociația Ivan Pațachin Mila 23, iar vicepreședintele acesteia, Teodor Frolu, a afirmat că această activitate va avea o bază de dezvoltare după realizarea traseelor ecologice în delta și a celor culturale. Fără o legislație specifică, pescaturismul se practică în delta, dar condițiile pentru localnici sunt dificile, iar în momentul de față veniturile pescarilor depind de cherhanale. Încă din anul 2014, autoritățile au susținut declarativ punerea în practică a conceptului de pescaturism, dar pescarii susțin că acum legislația nu le permite să ia în barca lor turiști atunci când merg la pescuit. Administrația rezervației biosferei Delta Dunării a declarat că luna aceasta au început discuțiile cu operatorii turistici pentru amenajarea unor trasee de ecoturism în rezervație. Noul patron al Twitter, Elon Musk, a anunțat sâmbătă că va restabili contul fostului președinte american Donald Trump, interzis pe rețeaua de socializare după evenimentele de la Capitolul SUA din ianuarie 2021. Poporul a vorbit, Trump va fi restabilit, a scris Elon Musk pe propriul cont de Twitter după rezultatul unui sondaj lansat în rândul abonaților săi, care au votat majoritar în favoarea revenirii politicianului republican pe platformă. După acest anunț, contul lui Donald Trump a devenit din nou vizibil. În urmă cu 5 zile, Donald Trump și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale din 2024. Fostul președinte american a oficializat această candidatură într-un document transmis Comisiei Electorale Federale cu câteva momente înainte de a face anunțul în fața susținătorilor săi la reședința din Mar-a-Lago, Florida. Din profilurile utilizatorilor de Facebook vor dispărea în curând mai multe categorii de informații, anunță Meta, precizând că modificările își vor face efectul începând cu 1 decembrie. Profilurile utilizatorilor Facebook nu vor mai include adrese, orientări religioase și opinii politice. Dispare de asemenea câmpul interesat de, care era folosit pentru a exprima orientarea sexuală. Comunicatul companiei nu oferă explicații privind eliminarea acestor informații din paginile de profil, însă modificarea pare să aibă legătură cu schimbarea politicilor platformei în ceea ce privește intimitatea și targetarea cu reclame. În urma scandalurilor din ultimii ani, Meta s-a văzut nevoită să se preocupe de protejarea intimității utilizatorilor, care poate fi sprijinită și prin reducerea cantității de informații personale. Pe de altă parte, tot din cauza unor controverse, Facebook a încetat să mai folosească aceste categorii de informații în vederea targetării cu reclame, astfel că informațiile eliminate acum din paginile de profil nu mai erau oricum de folos companiei. Facebook trece prin cea mai grea perioadă de la înființare, după ce a disponibilizat recent în jur de 11.000 de angajați. Child Protection System, un soft elaborat de o asociație americană de protecție a copilului, a permis arestarea în Franța în mai puțin de 2 săptămâni a 48 de bărbați suspecți că sunt consumatori de imagini pornografice cu copii. Pentru a identifica aceste persoane, autoritățile franceze au folosit un software utilizat inițial de FBI și apoi pus gratuit la dispoziția forțelor de poliție din numeroase țări. Software-ul Child Protection System a fost creat de Child Rescue Coalition, o asociație pentru protecția minorilor cu sediul în Florida. Aceasta detectează pornografia infantilă pe internet și apoi identifică și localizează geografic adresele IP utilizate pentru a vizualiza, descărca sau partaja conținutul. Potrivit asociației, sistemul poate urmări dispozitivele chiar dacă proprietarii acestora folosesc VPN-uri, rețele private virtuale, pentru a-și ascunde adresa IP. Potrivit asociației, această tehnologie a dus la arestarea peste 13.800 de persoane în 97 de țări diferite. Scopul acestor arestări este de asemenea de a investiga dacă acești bărbați sunt autorii imaginilor consultate sau dacă au acționat deja prin agresarea minorilor. Organizația pentru drepturile animalelor PETA a anunțat că a primit o scrisoare care confirmă că regele Charles al III-lea al Marii Britanii a interzis ca foie gras să fie servit în toate reședințele sale regale. Charles a oprit utilizarea controversatului preparat culinar în reședințele regale pe când era încă prinț de Wales. Ca un gest de recunoștință, Organizația pentru drepturile animalelor i-a trimis regelui o monstră de foie gras vegan preparat de șef Alexis Gauthier, care și-a transformat restaurantul din Londra în unul complet vegan. În calitate de prinț de Wales, Charles a oprit utilizarea în reședințele sale regale de foie gras, un produs dezgustător pentru că rațele și gâștele sunt hrănite forțat până când ficatul lor ajunge la o dimensiune de până la 10 ori mai mare decât cea normală înainte ca animalele să fie sacrificate, a declarat o purtătoare de cuvânt a PETA. Acum,
PETA a primit confirmarea că majestatea sa a extins această politică la Palatul Buckingham și la toate celelalte reședințe regale britanice, a mai spus ea. Foie gras poate fi importat și vândut în Marea Britanie, însă producția sa este interzisă. Bună ziua și bine v-am regăsit la Link Sport News. Așteptarea a luat sfârșit. Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a început. Ieri s-a desfășurat ceremonia de deschidere pe stadionul Al Bayt din orașul Alcor, o arenă impresionantă, eficientă energetic, al cărei design a fost inspirat din corturile popoarelor nomade care s-au stabilit în regiunea Qatarului. Ceremonia a început cu un moment emoționant în care Morgan Freeman, personajul principal, a recitat câteva versete din Coran, care îndeamnă la pace și unitate pe pământ. Momentul a fost urmat de apariția spectaculoasă a mascotei turneului, fantomița Laeb. În limba locală, Laeb înseamnă jucător de top, ceea ce sperăm și noi că vom vedea pe tot parcursul turneului. Primul meci al Cupei Mondiale din acest an le-a aliniat pe naționala țării gazde Qatar într-o confruntare contând pentru grupa A împotriva Ecuadorului. Două țări din două continente diferite și cu două culturi total diferite. Aceasta este frumusețea Cupei Mondiale. Meciul, deși nu promitea un spectacol nemaipomenit, a pornit foarte palpitant. Ecuador a început să controleze meciul încă din primele minute, ba chiar a și înscris în minutul 3 grație unei lovituri de cap a atacantului Ecuador. Dorian Ener Valencia. Din păcate pentru formația sud-americană, golul a fost anulat la relorile VAR pe motiv de offside, decizie ce a supărat foarte mulți fani. Nu a fost o problemă foarte mare, pentru că în nici 10 minute Ecuadorul primește un penalty după un fault în careu comis de portarul qatarez Al Shaib. Tot Valencia a executat, de data aceasta scorul de 1-0 a rămas pe tabelă. Prima repriză a fost dominată categoric de ecuadoriani și a purtat un singur nume, Ener Valencia, pentru că în minutul 32 acesta marchează pentru 2-0, tot cu capul dintr-o centrare de pe partea dreaptă a lui Angelo Preciado. După pauză, jocul s-a mai echilibrat puțin, cu ocazii de ambele părți, dar fără ca tabela să se mai miște. Un meci care, dacă nu era meciul de deschidere, ar fi trecut neobservat, chiar și în ciuda asistenței mari de pe stadionul Al Bayt. Grupa A va încheia primele meciuri astăzi, prin confruntarea dintre Senegal și Olanda, cele două favorite principale ale acestei grupe. Naționala batavă nu ar trebui să aibă prea mari probleme conform calculelor hârtiei, pentru că Senegalul nu traversează o perioadă foarte bună înainte de campionatul mondial. Aceștia au câștigat un amical cu Bolivia, dar au făcut doar un egal cu Iranul. Celelalte două meciuri ale zilei de astăzi le vor vedea intrate în competiție pe echipele din grupa B. Astfel, de la ora 15 avem Anglia-Iran, iar de la ora 21 va avea loc probabil cel mai puternic meci al zilei între Statele Unite ale Americii și naționala țării Galilor. Anglia este favorită certă în fața Iranului, deși naționala celor trei lei nu a încheiat deloc bine ultima competiție Nations League, fără nicio victorie în 6 meciuri, 3 egaluri, 3 înfrângeri. Ziua de astăzi ar trebui să ne arate într-o oarecare măsură în ce formă sunt două dintre pretendentele la trofeu, atât englezii cât și olandezii fiind creditați, e adevărat, cu mai puține șanse față de naționale precum Brazilia, Argentina sau Franța. Oricum ar fi, campionatul mondial promite spectacol în fiecare zi, iar noi ne vom reîntâlni mâine tot aici la Link Sport News pentru a analiza toate momentele importante. Hai, joc de glezne! Sunt Andrei Groșanu, acesta a fost Link News de astăzi, la revedere!